Odată a venit la părintele Nicodim Mândiță un om tulburat și i-a spus: Părinte, au venit peste mine multe necazuri și nu le mai pot răbda. Dă-mi un cuvânt de folos. Nu te tulbura, frate, a zis bătrânul. Vezi scârbele acestea? Iată, pe aici a pășit Hristos. Pe aici au trecut Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinții Apostoli, Sfinții Mucenici și toți părinții. Pe aici se cade să trecem și noi, cei care urmăm lui Hristos, că nu este altă cale de mântuire. Nu putem dobândi bucuria mântuirii până nu gustăm mai întâi din paharul suferinței și al necazurilor vieții.